Make the streams louder. Hello, 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 guys. Never niche and dream cel mai mult. Speranța. O, ghiciți ce poate să fie? Bine, cred că o să vedeți în titlu. Dar avem un EC2 White Edition de la Zoe BenQ. Nu îmi vine să cred. Pe cutie nu scrie mare lucru. Eu zic să începem să desfacem. Am desigilat deja, sper. Da. Și hai să vedem cum se prezintă cutia. Ia să vedem. Wow. Wow. Arată bestial, frate. Wow. Pe cuvânt. Wow. Să vedem și sigilul acesta. Bă, gaj. Încerc cu o mână să văd dacă pot. Can't see me to do this. Yes. Mamă, mamă. My God. Cum este mouse-ul ăsta? Wow. Și partea favorită. Mamă, cum se simte mouse-ul. Este bestial. Bestial. Hai să începem, găsim în cutie. Un sticker cu Zoe și chestiile alea de pui pe spate la mousepad, nu știu cum se cheamă, am un lapsus. Să vedem. Thank you for the case, of course, of course, o gama de bani. Și să nu uităm să-i mulțumim lui Is No Good pentru acest cadou frumos făcut din partea lui. Și aici este un ghid. Probabil cum să-ți activezi hercii la mouse. Gen, știu că e pe un buton. Da, gen, pe când băgați mouse-ul în calculator, ți s-a apăsat pe mouse 4 sau pe mouse 5, nu mai știu exact. Ia, buton mouse 5 și mouse 4 pentru 1000 de hertz. Da, scrie fix aici. Yes, 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 yes. Bă, guys, cam atât. Acum să vedem, să-l băgăm în calculator și să-l înlocuim pe acesta. Și întrebați, ce e cu tastatura asta? Ce e cu mousepad-ul ăsta? Și cu căștile alea? O să urmeze un mare, mare unboxing zilele următoare pe canal. Așa că vă aștept, dați un like, dați un subscribe ca să vedeți când postez. Acum eu zic să-l înlocuim și să vedem cum se simte mouse-ul. Aici avem monstru. Bă, pot să zic că e foarte plăcut. Alunecă forță, senzația este bestial. Pe cuvânt. Și că tot întrebați, mă întrebați pe stream, mă simți, care e diferența dintre Nikon și Canon? Și tot vă zic la mărime. Bine, mărimea nu e chiar așa foarte, foarte mare. Uitați, că acum chiar le sunt oarecum egale. Uitați, nu știu, 2 cm cam așa. Dacă e mai ușurel ăsta. E mult mai ușurel, mai micuț. Nu știu, mie chiar îmi place. De asta mi-am luat și Canon. Am testat mai multe Canon-uri. Mă, dar chiar e forță. Deci e forță. Mi-am activat și 1000 de Hz, am pusat pe mouse 4 în timp ce am băgat cablul de la mouse. Și acum eu zic să... Mamă, și clicurile. Și scorul e puțin diferit. Și am înțeles că și senzorul e unul mai bun. Acum nu știu, să vedem. Bă,
Eu o să-l testez zilele astea și o să vă spun o părere sinceră despre acest mouse și ce cred eu despre el. Ok, cam asta fiind giveaway-ul, eu vă aștept pe canalul meu să-mi dați un subscribe și un like. Aș aprecia enorm. Și să începem și noi să mai facem live-uri, că tot am fost absent și eu zic că e timpul să băgăm tare. Chiar dacă mi-am două examene, nu o să uit de voi, să mă înțeagă. Vă iubesc. Mulțumesc celor 7412 de abonați. Mulțumesc pentru vizionări, like-uri. V-am pupat, o seară cât mai frumoasă. Cius!